Puțin timp urmă a luat sfârșit ședința Comitetului Executiv al Federației de Fotbal, care a fost două întrebări. Una, cea mai principală, este instalarea în post a antrenorului principal a echipei naționale și vreau să vă aduc la cunoștință că membrii Comitetului Executiv, unanim, au votat pentru că în această funcție să fie domnul Alexandru Spiridon. Și domnul Alexandru Spiridon de astăzi este antrenorul principal a echipei naționale. Dumneavoastră mai bine ca mine știți biografia acestui jucător-antrenor. S-a născut în Moldova, a jucat tot timpul la cluburile din Moldova. Acum așa, care ne aduc aminte, am scris primul gol a echipei naționale în meci amical cu părere de rău pe care l-am pierdut lui Georgia cu 2-4. A câștigat campionatul Republicii Moldova cu echipa Zimbru și ca jucător și ca antrenor. Și ultimii ani, 13 ani, a lucrat la echipa Shakhtar Donetsk, redutabilă echipă, cu care a devenit de multe ori campioană a Ucrainei, acum nici nu ne aduc minte cât, a câștigat cupa UEFA din Europa. Și noi toți împreună și cu dumneavoastră suntem bucuroși că a acceptat să devină antrenorul echipei naționale. Acum, dacă sunt întrebări, poftim. Vă rog, domnul Ciobanu, cât a durat negocierile și cât de repede a acceptat domnul Ciobanu? Și aceeași întrebare. Negocierile mult. Nu au durat, pentru că Alexandru știe unde s-a născut, cine l-a ajutat să facă primii pași în fotbal. Eu vorbesc de țara noastră, Moldova. Deci, desigur că fiecare om trebuie să gândească la următorul pas și el tot s-a gândit, dar suntem bucuroși, cum a spus, că a ales pasul acesta și eu cred că în situația dată, când fotbalul moldovenesc trebuie să aibă ajutor de la cei pe care eu consacrat am vedere ca Alexandru, ca și alții, noi, Emil Caras, Alexandru Mățură și alții, ei trebuie să întoarcă în țara noastră cu bagajul și experiența pe care au acumulat-o peste hotare și să fie foloși țării noastre. Și noi suntem foarte bucuroși că Alexandru face acest lucru. Bună ziua toți! Noi ne-am întâlnit cu Paul Gheorghiș după anul nou. Am avut cândva, adică m-a invitat să vorbim, dar am înțeles că era putea să fie vorba despre echipa națională, știind că Igor Dobrovolski expiră contractul numai pe 31 decembrie 2017, i-am spus că acum nu putem vorbi de aceasta, deoarece este antrenorul echipei naționale. Și când am revenit de la odihnă, am întâlnit după anul nou, Paul Gheorghiș, domnul Ciobanu mi-a spus că este așa o posibilitate de prelua echipa națională și atunci am decis că de ce nu, e o aventură foarte interesantă acum, această Liga Națiunilor care va fi în anul acesta și de ce Moldova n-ar putea face surprize în Europa și arăta că și noi avem fotbal aici, fotbal de valoare. Vă veți ocupa doar de Naționala Mare sau veți avea un complex mai larg în care, de am tot suntem alte naționale, urmăriți tot procesul de creștere a fotbaliștilor? Nu, eu o să urmăresc tot fotbalul. Eu de mult nu l-am văzut și mi-e foarte interesant ce se întâmplă în Moldova cu fotbalul din Moldova, dar vă răspunde, sunt multe probleme cu echipa națională. Chiar acum a fost o problemă mare, noi jucăm, după cum știți, pe 27 și 30 cu două echipe destul de bune, cu Coreea de Sud și cu Azerbaidjanul și trebuie să-i spun mulțumesc domnului Ciobanu pentru că au organizat de ziua de mâini, noi de cum îi convocăm pe cei jucători care n-au început încă pregătirea pentru sezonul acesta, îi convocăm într-un mic așa cantonament, să spunem, la Vadul Vodă și vom începe pregătirea pentru aceste două meciuri care ne așteaptă în Antalya. Eu vreau să adaug aici că întrebarea care a fost dată.
Antrenorul principal al selecționatei Moldovei, a echipei naționale A, este antrenorul principal al tuturor echipelor naționale. Dacă... Și desigur că e normal și eu cred că Alexandru tot a să ocupe cu tot fotbol selecționatele Republicii Moldova, începând de echipa națională, tineret, under 19, 17 și așa mai departe. Eu să răspund la întrebarea. Noi am semnăm contractul pe un an plus un an. Și asta e normal. Desigur că Federația Moldonească de Fotbal era gata să semneze și pe 3 ani, pentru că noi îl sunt pe Alexandru, că un an de zile asta e puțin, dar noi toți suntem oameni și desigur că la timpul când se vină, noi să luăm hotărârea cea bună care trebuie să fie pentru fotbalul moldovenesc. Dacă noi așa am vorbit, dacă dispus de obiective, Alexandru a spus că nu cu surpriză, noi acum să jucăm la Cuba Națiunilor cu echipii de Italia noastră. Și desigur că noi trebuie să punem obiectivul numai primul loc. Că noi nu să jucăm aici cu Germania, cu Anglia, să jucăm cu una cu patru echipe sau trei echipe din cei 16 din care grupul facem și noi parte. Obiectivul, noi cum am vorbit cu Sașa, principal, a echipei naționale, este aceea, pentru că noi și împreună am jucat, că să aducem lumea în tribune. Noi mult am stat de vorbă și am fost, și noi am jucat, și am jucat și în Liga Superioară a Campionatului Uniunii Sovietice. Și chiar după aceea noi am zburat în prima ligă, dar stadioanele erau pline. Stadioanele erau pline, oamenii veneau să uite la fotbal. Și atunci când echipa Nistru era pe primul loc în prima ligă și când era pe ultimul loc în divizia națională, cum acum, a fotbalului din Uniunea Sovietică. Deci principalul este că oamenii să vină când joacă echipa națională, nu la Bale, dar să vină la jucătorii noștri. Asta este principal și asta trebuie să înțeleagă în primul rând. Noi toți vrem asta, dar în primul rând jucătorii echipei naționale. Eu cred că nu suntem cu nimic mai slabi decât toți adversarii noștri care sunt în grupa D. Și aș vrea să menționez, cine știe fotbalul bine european, țineți minte, în 2004 în Portugalia a jucat selecționata Letoniei. Nu suntem mai slabi cu această selecționată nici de cum. Și atunci nu cred că ar fi o mare surpriză dacă... Adică scopul e pus ca noi să luăm locul întâi în grup. Mai departe, în play-off, vom vorbi atunci când se termina acest grup, în decembrie. Și atunci și vom decide mai departe cu domnul Ciobanu ce să facem împreună. Vreau să vă întreb, domnule selecționer, în 2001 nu v-ați temut să aruncați în luptă foarte tineri la acea vreme, Valeriu Andronic și Sergiu Covaciu. Acum luăm de exemplu un alt tânăr, Vitalie Damașcan, care este în formă. Care va fi criteriul? Dacă va fi bun, aruncați în luptă? Macrițchi. Eu de cum am vorbit cu managerul. Da, cu managerul echipei naționale, sper să fie convocați chiar acum doi frați Macrischi și Damașcan în acest cantonament, să-i văd pe dânsi, să facă o analiză și atunci vom lua decizia mai departe, vor rămâne în echipa națională sau poate în canal. Eu vă uitat toate meciurile, e posibil chiar să fie nu din echipa Under 21, dar și Under 19 și Under 17, de ce nu? E viitorul nostru și eu nu cred că Moldova s-a răcit în fotbal, fotbaliști buni, tineri, nu trebuie observat și trebuie lucrat cu dânsi. De fapt, dumneavoastră, domnule Sperdon, ați anticipat întrebarea mea, un pic ați răspuns. Conceptul dumneavoastră referitor la componența. În primul rând, tineretul sau se va vedea? Sau experiența? Știți ce e bine aici? Eu nu știu nici pe jucători. Eu mâine s-au cunoștință cu dânsi. În afară de Poreanu, de Ioniță și de Gațcan, nu știu pe nimeni, nici la față, nici la pățișare nu știu pe nimeni, din păcate. Mâine s-a să încep cunoștința cu dânsi. Asta dintr-o parte și bine. La mine vor juca cei care vor fi buni la momentul meciului, în ziua jocului. Și nu contează câți ani are el,
unde a jucat, cum e familia lui și așa mai departe, ce pașaport are, a fost cel mai bun jucător sau nu, vor juca cei mai buni la momentul zilei meciului. Și eu sper că toți fie bucuroși. Eu am lucrat la Shakhtar Donetsk cu foarte mulți brazilieni. Ei, dacă nu erau invitați în echipa națională, plângeau. Plângeau și cei care erau invitați de bucurie. Și tot timpul se rugau Dumnezeu să fie convocați în echipa națională. Aș vrea ca și jucătorii noștri să fie mândri și bucuroși când în echipa națională și să n-aibă frică de niciun adversar. Niciun adversar. Am văzut vreo câteva meciuri, mă uitam la televizor și vedeam cum jucătorii noștri se uită pe, cu aceeași Austria, cum se uită la tablou 0-0, termină așa 0-0, nu trebuie de gândit să termine 0-0, chiar și aceeași Austria, trebuie să-i batem la noi acasă. Suntem o echipă destul de bună și nu mai trebuie să schimbăm un pic mentalitatea, trebuie să avem o mentalitate de învingător și gata. Da, pozvalți. Я бы хотел уточнить, господин Спиридонов, кто войдет в тренерский штаб его, и если вы вот сейчас через 15 дней вы будете играть какую-нибудь первую уже игру, вы же ведь почти никого не знаете из игр, а кого вы собираетесь из новых, которые не заиграны, пригласить? Я же вам ответил практически на этот вопрос, я буду с завтрашнего дня знакомиться с командой, которые всех тех игроков, которые были приглашены. Пока не идет чемпионат, мне сложно понять, что есть нового. Когда начнутся игры, я буду посещать все игры по возможности и знакомиться с теми футболистами, которые, возможно, будут кандидатами в национальную сборную. Что же касается этих 15 дней, то это достаточно хороший срок познакомиться с ними, привить им какие-то мои взгляды на футбол, оценить их, как они эти взгляды будут принимать или нет. И думаю, что во главу всего Фанталии не будет стоять результат с командой Южной Кореи и Азербайджана, а будет стоять в какой-то мере, даже может быть, моя философия. Я хочу, чтобы наша команда играла вкусный, интересный футбол. Если это будет, то люди будут приходить на стадион. И это самое важное. Я повторяюсь, может быть, господин президент сказал, что когда мы играли возле стадиона республиканского, негде было припарковать машину по вас на стадион. И сейчас, к сожалению, играет национальная сборная. Я несколько игр смотрел их по телевизору. Пустоты на стадионе, и видно, что... И это не только потому, что, может быть, плохие результаты. Если будет хороший футбол, зрелищный футбол, и будут люди получать от этого удовольствие, я думаю, менталитет людей тоже изменится, и они будут любить свою национальную сборную, как это делают в других странах Европы. На сегодняшний день точно войдет в тренерский штаб Андрей Мартин и Серджио Батнараш будут работать с вратарем. И еще постараемся усилить все же таки двумя тренерами, одного по физподготовке, посмотрим, подумаем, и еще одного ассистента, наверное. Да, Кристина. Ну, скажите, у нас результат оценку Мичел Ческу не литот приватного селекционации. Вас консультацию, Дуня Луич, поэтому я бы интересовалась, если бы не умеете никакого. Nu m-am consultat cu domnul Cescu, sper că vom vorbi și mă felicita. Am avut onoarea să lucrez cu acest specialist, e unul din cei mai mari antrenori a secolului 20 și unul din cei mai mari antrenori a Europei. Desigur, am învățat de la dânsul ceva mult și de ce nu? Eu cred că el va fi și la meciul nostru, dacă vă afla că eu sunt la Timona Naționale și ne vedem, posibil să vorbim dacă domnul președinte va accepta să fie și meci cu domnul Cescu. Пожалуйста, Сергей. Господин Селидор, ближайшие два товарищеских матча в соответствии с концепцией, о которой вы сказали, это будет больше сборной национальной дивизии, или вы постараетесь привлечь Мы разговаривали с господином президентом, если будет возможность, будем связываться с клубами, если клубы пойдут нам навстречу, они не обязаны, эти игры они не официальные, но если они пойдут нам навстречу и отпустят хотя бы на одну игру, будем смотреть на какую, там, на Азербайджан или то, я с удовольствием посмотрел бы и тех и ребят, которые не играют в чемпионате. А в основном будут, естественно, игроки, которые принимают участие в чемпионате республики. Да, это вам требует. Когда это принято, часть оферты, сочетать им прямо на часть провокации?
Nu, a fost o provocare, cum zici tu, a fost cel mai greu să acest. Eu sunt antrenor care lucrează în fiecare zi, m-am deprins așa. Și tot adrenalinul să-l simt în fiecare dimineață când mă scol. Aici va fi altceva, va fi un alt lucru care necesită o analiză foarte bună. Analiza jucătorilor pe care eu o să iau, analiza campionatului, a schemelor de joc, adică mai mult timp va fi în, voi lucra tactic decât din fiecare zi. Și adică mai ușor să lucrez cu echipa de club, cu echipa națională. Sper bagajul care l-am acumulat în ultimii ani să mă ajute la asta și să nu avem în această problemă să ne avem. Да, пожалуйста. Будут ли какие-то особенности в вашей работе в связи с тем, что Молдова перешла на систему весного проведения чемпионата? Это вам облегчает задачу или затрудняет? Да нет, я не думаю, что она затрудняет. Единственная проблема вот сейчас начать, потому что я же уже сказал, некоторые футболисты, они, некоторые команды, они начинают свою подготовку только в феврале месяце, а мы начинаем уже игры в январе. Поэтому и решили сейчас всех собрать сейчас. А потом, я думаю, все это наладится, и думаю, что никакой разницы между весенним началом и осенним нету для меня, и для футболиста тоже не должно быть, честно говоря, поэтому думаю, что легко перестроиться и футболисты на этот лад. Андрей Бек, вопросы, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, какое место должна занять сборная Молдовы осенью на международном самом турнире, чтобы ее выступление было признано успешным? Первое место в группе. И маленький вопрос к господину Ледову. А почему, на ваш взгляд, когда получает или не получает вызов в сборную, бразильцы плачут от радости от горя, а наши футболисты не испытывают таких эмоций? Ну, очень сложно сказать. Может быть, воспитание. Мы были на сборах с Шахтером в Бразилии. И те футболисты, которые были с нами, и Фернандиньо, и Вильям, то есть звездные футболисты, которые сейчас, и тот же Дуглас Коста, и Адриано, они показывали фавелы, где они родились. Если бы вы видели, где они родились, вы бы, наверное, извините, может быть, за такое выражение, сошли бы с ума. Это где-то, это невозможно. И вот они оттуда вышли. Они оттуда вышли благодаря футболу. И они это хотят вернуть в своей стране обратно. Для того. Сейчас они живут, естественно, в виллах сумасшедших на берегу океана. И они настолько любят свою страну. У них у каждого дома флаг своей страны. Они поют песни национальные свои. То есть там другой менталитет. И я бы хотел, чтобы, может быть, не таким образом проявляли большое желание наши футболисты, но чтобы они гордились, когда их вызывают в сборную, и наоборот переживали и пытались усовершенствоваться для того, чтобы их вызвали на следующий сбор. Может быть, выбор, конечно, у бразильской. Бразилия имеет слишком много футболистов, и есть из чего, конечно, выбирать им. У нас чуть-чуть менее скудный состав высококлассных футболистов, но мы пытаемся из того, что у нас есть, лепить хорошую сборную, опять же, которая бы играла в футбол, который вам нравится. Если вам будет нравиться футбол, то иногда вы, может быть, будете закрывать даже глаза на какие-то, может быть, не очень положительные результаты, которых хотелось бы, чтобы было меньше. Если дополнить ответ на ваш вопрос, я хочу сказать, что наши футболисты тоже плачут, когда их не приглашают в сборную. Но они плачут вам, журналистам. Как же так, моя фамилия такая, меня в сборную не вызывают. Это большая разница. Eu văd foarte fructuoasă, pentru că, în primul rând, pentru domnul antrenor acum o să fie foarte important acel fapt ca să fie o continuitate în activitate. După cum dumnealui a menționat, la etapa respectivă este mai complicat ce ține din numele fotbaliștilor, nu prea îi cunoaște pe toți. Iată aici, colaborarea noastră trebuie să fie foarte strânsă pentru a transmite domnul antrenor ceea ce avem astăzi la moment, să-l ajutăm să fie cât mai ușor să fie intrarea în selecționată, în contact cu fotbaliștii. Lucrul ăsta o să-l asigurăm și eu ca vicepreședinte responsabil de acest domeniu și antrenorii secunzi pe care dumnealui i-a cooptat în echipa lui. Deci, de fapt, noi toți suntem o echipă și trebuie să facem un lucru în comun. Și eu văd colaborarea asta zilnică, pentru că, cum a menționat și dumnealui, într-adevăr, e foarte diferit lucru la națională și la un club de fotbal. Și anume, cu lucrarea zilnică a staff-ului tehnic și
conducerea federației, ea va fi necesară pentru ca să menținem ritmul ăsta în fiecare zi, pentru rezultatele pe care ne le propunem. Da, da. Господин Спиридон, у вашего партнера, с которым вы находили взаимопонимание с полуслову по юниорской сборной Советского Союза Олега Тарана, вчера был день рождения. Поддерживаете связь? Да, мы поддерживаем связь. Я поздравил, естественно, его. Мы часто встречались, когда он был тренером в Кривбасе и в других командах на Украине. Он остался таким же человеком светлым, каким он был раньше, когда мы играли вместе. Когда я получил травму, он единственный из всей сборной приезжал, меня навещал здесь, в Кишиневе, в те годы, еще в 78 году. И мы поддерживаем хорошие отношения, теплые. Я ему желаю всегда только побед, и он заслуживает их как человек. Eu cred că nu e mare problemă. Noi suntem toți oameni din fotbal și sper să găsim o tangență cu toți antrenorii. Fiecare antrenor de club se gândește în primul rând la clubul. Asta e normal. Și fost și eu antrenor de club, tot mă gândeam cum să fie mai bine pentru club. Dar cred că și vor aminti și ei că locuiesc în Moldova și doresc ca echipa națională să arete anul acesta în fotbal mai spectaculos și principalul să fie rezultate mai bune decât au fost în anii precedenți. De mulți îi cunosc pe mulți, să fac cunoștință pe cei care nu îi cunosc pe unii, i-am antrenat, așa că găsim noi limba comună, n-am probleme cu ei. Последний вопрос, Сергей, пожалуйста. Вопрос ваших принципов взаимоотношений с прессой. Она не всегда бывает мягкой, пушистой, бывает решистой. Как вы к этому относитесь? Возможно. Вы знаете, когда я вижу в лице журналиста провокацию, сразу он подошел, и он пытается тебя спровоцировать чему-то, к какому-то гневу, тогда я его воспринимаю таким же образом. Если же это какие-то вопросы такие анализирующие и идущие на пользу молдавскому футболу, я всегда отвечу с доброжеланием и любому пойду на встречу, встречусь и в неурочное время, и поговорим, и дам интервью, в этом проблемы никогда не будет. Хотелось бы, чтобы мы нашли взаимопонимание, потому что вы те, которые пишете, и благодаря вам многие люди анализируют, что творится в молдавском футболе. Поэтому думаю, что мы с каждым из вас найдем хорошее соприкосновение, и у нас проблем не будет в взаимоотношениях. Портим? Cu alt cuvânt, eu spus stupid, el se traduce, da, că sunt proști, dar întrebarea era atât de prostească că omul acesta la 72 de ani, pur și simplu, în acel moment, n-a găsit alt cuvânt, din păcate. Se întâmplă și așa.